Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem Crown Chest-ul din Tire. Să vedem, avem 1162 de gold, 3 gemuri, Skeleton Dragons, avem Fire Spirit, 53 de bucăți, un Giant Skeleton și 12 cutremure. Bun. Și vedem că a fost lansat noul event, la care avem voie să dăm join de 3 ori, deci practic putem să pierdem meciuri și să dăm rejoin de 3 ori. Hai să începem cu primul meci. Ok, deci practic sunt meciuri normale la level 9, da? Ca și în turnament. Doar că din ce am înțeles, aceste meciuri contează pentru a intra în acea finală sau acea competiție. Hai să vedem cum ne descurcăm aici, poate. Da, scoatem acea prințesă. Scăpăm și de minion. Și avem un atac cu Hog Rider și două arcașe în spate. Ok, ne mulțumim cu damage-ul pe care l-a dat Hog-ul. Și vom aștepta ca Wizard-ul să ajungă aproape de turn și vom pune mini beta. Oh, și reușește acolo mini beta, două hituri care practic aproape doboară acel turn din partea stângă. Hai să vedem cum scăpăm de prințesă. O să punem aici o Valkyra. Da, și reușește cu un singur hit să o elimine. Bun, a pus acel Sparky pe care îl vom scoate cu o rachetă pe care am încercat să o dau și pe King Tower. Hai să vedem, punem Tesla. Ok, a pus acolo Giant-ul cu Wizard-ul și avem nevoie de elixir să putem trimite mini pe Caul. Punem aici imediat să scăpăm de acel Wizard. Și rămânem cu 12.000 pe turn plus cei minioni, dar rămânem cu 1000 pe turn. Nu e bine, dar nu e nici rău. Acum trebuie doar să mai rezistăm cele 50 de secunde din meci. Ok, pune din nou Sparky, îi dăm aici o rachetă și îl scoatem. Vedem, a pus un Giant, punem aici mini P.E.K.K.A. Scăpăm de Minions. Scăpăm acum și de Goblins și... cred eu că victoria este ca și obținută. Da, nu prea mare cu ce să ne scoată. Hai să trimitem un Hog, trimitem mini P.E.K.K.A. Mai dăm un freeze și meciul e ca și rezolvat. Bun, avem prima victorie din acest challenge. Și vă reamintesc că e un challenge care are reward-uri foarte mari, mult mai mari decât, deci vedem că deja din prima începem cu 2500 de gold-uri, dar după două victorii. Și uitați, avem mai 10.000, 15.000, 25.000, 50.000 de gold și la final 100.000 de gold. Plus acest legendary chest, nu, este un mega lightning chest sau ceva de genul. Și aici un epic chest. Bun. Hai să continuăm și cu următorul match. O să începem din nou cu Valkyra. Da, lăsăm acolo să dea un pic de damage acei goblin. Trimitem o mini pe camp. Trimitem Hog-ul și vom da și un freeze pe trupele lui. Hai să vedem. Da, și un freeze care a prins foarte bine și acei minions. O să dăm aici un Eros. Da, din păcate nu ajunge mini pe cap pe turn.
pentru că ar fi fost dezastru dacă, dacă ajungea. I-am fi dat o grămadă de damage. Ok. Bun. Boy e destul de echilibrat meciul până în acest moment. Hai să stăm așa defense, să ne apărăm. Bun, scăpăm fără damage de la wall breakers. S-a dus Valkyria pe partea stângă. Și trebuie să avem grijă pentru că are miner, are și beți, deci poate să facă niște contraatacuri destul de rapide. Mi se pare că are și bomborul. Așa că ok, nu o să dau Eros-ul. Prefer să luăm un puțin damage pe turn, dar să am elixir pentru contraatac. Scăpăm de beți. Din păcate nu o să ajungă mini pe cap pe turn. Nu o să ajungă nici măcar una dintre arcașe. Dar zic eu că am rămas cu elixirul un pic mai mult. Ok, punem aici Valkyria. Și hai să trimitem focul pe partea dreaptă. Ok. Dăm și un Eros și ar trebui să-i scoatem turnul, nu? Eu nu înțeleg cum a reușit să scoată acel mini pe cam. Destul de repede a fost... S-a întâmplat asta. Hai să punem Valkyria aici să nu ne luăm damage de la beți. Și avem un avantaj destul de bun până în acest moment. Cu două rachete ar trebui să-i doborâm turnul. Hai să o dăm pe prima. Punem aici arcașele. Și se duce pe... Nu cred ce prostie am făcut acolo. Ce prostie am făcut acolo, am vrut să pun Valkyria și am pus acel Tesla. Bun, hai să mai dăm încă un meci. Simt că avem așa un vibe bun la meciurile astea, chiar dacă am pierdut al doilea meci. Eu zic că vom reuși să-l terminăm. Bun, am trimis arcașele, hai să trimitem și Valkyria. Și nu a pus nicio trupă momentan. A pus chiar foarte prost acolo, nu înțeleg de ce a făcut asta. Trimitem Hog-ul. Punem și mini pe cam. Și hai să vedem cum reușim în acest atac să lovim turnurile. Ok, a pus acolo minions. Acolo minions, nu o să ne prăpădim săgețile, pentru că avem destule, mă rog, aveam testa și turnul, erau suficiente pentru a se apăra. Să punem Valkyria din spate. Bun, puteam să avem 3 victorii acum cu meciul ăsta, dar ok, hai să reușim să-l câștigăm pe acesta. A dat acolo un fireball pe care putea să-l dea de mult, dacă nu punea prima dată wizard-ul și apoi bomberul și apoi fireball-ul. Bun, scăpăm și de... Dăm un Eros aici, deși aș fi preferat să-l păstrăm pentru minions. Și hai să vedem dacă reușește mini... N-am luat țeapă acolo cu friz-ul. Și... Băi, oricum am rezistat fără damage primele 2 minute. Și poate vom rezista până la final. Deși are fireball-ul, ar putea să-l dea. Dar... Trebuie să aibă și un motiv mai bun decât doar să-mi dea un...
în damage pe tur. Ei scăpăm de minions. Hai să trimitem acum un atac pe partea dreaptă. Și reușim cu puțin noroc să câștigăm acest meci. Îl consider câștigat pentru că nu prea se mai pot întâmpla prea multe lucruri în defavoarea noastră. Ok, încă un hit și reușim să-i dăm jos și al doilea tur. Și mai împușim pe partea stângă câteva trupe. O să pun mini-pack aici și... reușim să obținem victoria cu două crownuri doborâte. Bun. Ok. Hai să ne luăm reward-ul și haide să mai dăm un ultim match tot în acest challenge. Pentru că mă aștept să devină din ce în ce mai grele meciurile. Uite marcașele, o să pregătim acum Valka, opa, deja presim că e un deck cu X-Bow la cum a început, dar poate mă înșel, hai să vedem. Sunt tot acolo pe Firecracker. Ok, are beții, nu prea avem ce să-i facem. Sper doar să... Da, speram să scăpăm de acel Goblin Cage. Ok, spunem arcașele aici. Și ne luăm o grămadă de damage din... nu știu, din neatenție. Sau din prostie, probabil. Pentru că ne-am grăbit un pic cu atacul. Dar, orice ar fi, nu trebuie să pierdem acest match. Hai să rămânem concentrați. Ok, pun Valkyrie aici. O să las Firecracker-ul să dea câteva hituri pe tur. Și ne vom concentra pe acest atac. Scăpăm de beți, scăpăm și de scheletoni. Și hai să vedem cum reușim să ne apărăm aici. Da, probabil n-am mai avut elixir pentru acel giant. Dar îl poate pune oricând. Hai să vedem. Da, nu prea am reușit să-i dăm damage drept pe turn. Începem cu arcașele de aici. Hai să punem Valkyra. Punem și mini P.K. Și ar trebui să gestionăm bine acest atac. Dăm și un Eros. Se duce Valkyra pe turn. Ok, și aproape reușim să-l doborâm. Cred că vom reuși, da. Bun, reușim să-l doborâm. Ne luăm ceva damage pe partea dreaptă, dar... ok, trebuie să punem Tesla neapărat. Și Freeze-ul. Și hai să vedem dacă reușim cu arcașele să distrugem acel... Oh, și ne dă o grămadă de damage cu Firecracker-ul. Firecracker-ul plus... Da, și pierdem acest match, din păcate. A avut un deck mai bun, e drept. Și a reușit să ne bată. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!